Tra luglio e anno. Non so deve avere un'elettrocardiogramma, un cardiogramma di problemi deosebite, una fare di cele absolut obișnuite, respectiv absențe de la școală, chiar multe, dar unele dintre ele motivate pe motiv medical, pe justificate cu acte medicale, dar datorită acestui fapt, la această dată el este în situația de a nu avea situația școlară încheiată la mai multe discipline. Dar nici asta nu este, după părerea mea, o mare problemă, pentru că regulamentul școlar ne permite ca în următoarele două săptămâni de la începerea semestrului al doilea, el să fie reevaluat, notat și în funcție de prestație trece sau nu trece pe semestru al doilea. Acuzațiile sunt de trafic de droguri. Credeți că s-a întâmplat și în interiorul școlii sau aveți vreo bănuială? Nu pot să cred, nici măcar bănuială nu am. Aici este problema, deci nici nu bănuiesc, pentru că n-am avut niciun fel de semnale care să preceadă sau să semnaleze o astfel de situație. În mod normal, când există așa ceva, sunt implicați mai mulți, sunt copii care pot prezenta manifestări diferite și așa mai departe. N-am avut nici din ceea ce știu de din partea personalului auxiliar, nici din partea profesorilor. Aveți și camere video? Da, avem 6 camere video puse peste tot, deci se cam știe cine intră în școală. Intrarea este oarecum securizată în sensul că e o singură intrare și acolo avem agent de pază. În mod normal se știe cine intră în școală, e cu un număr mic de elevi. Toată lumea cunoaște pe fiecare, aproape de fiecare clasă, deci apariția unui străin e semnalată rapid. În ce casă era? 11 ani. Și de când este la noastră școală? Din semestrul 2 anul trecut școala. S-a transferat sau? S-a transferat de la Lucian Blaga. A spus motivul transferării? Inadaptabilitatea la regimul școlii respective, datorită faptului că probabil exigența la anumite discipline era mai mare, probabil și o incompatibilitate cu unii profesori. N-am verificat acest lucru, dacă într-adevăr este adevărat. Cert este că dorința lui a fost de a veni aici, considerând că are calități artistice și că acest gen de școală sau acest tip de școală ar fi pe măsura voinței lui. Dar părinții se interesau de situația lui? Veneau da, mama, tata? Mama, sigur că da, mama a fost permanent. Destul de frecvent la școală, cu mine cam de 3 ore am vorbit. În schimb, cu diriginta era în contact permanent și era informată, știa de situația copilului. Ce părere au? Cu tatăl n-am discutat niciodată. Ok, vreau să mă întreb ce părere au...